Domnului să ne rugăm, pentru ca să fie binecuvântat, să-i îndeplină înțelegere și în credință tare, pentru ca să fie păzit în viață și petrecere fără prihane, Domnului să ne rugăm, ca Domnul Dumnezeul nostru să ne dăruiască lor nuntă cinstită și viață neîntinată, pentru ca să fie izbăviți și noi de tunecaz, România, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește, și ne păzește vre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Vrea sfântă, curată, vrea binecuvântată, slăvită, stătuna noastră, de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prenoiește-ne și unitanții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Că ție se cuvine, Doamne, să binecuvintează și pe robii tăi aceștia, Cornel și Pușa, povățindu-i pe dâns și spre tot lucrul bun. Că milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu este slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și-n vecii vecilor, se rogodește, Dumnezeu, Cornel, cu roabre Dumnezeu, Pușa, numele Tatălui și-al Fiului și-al Sfântului Duh. Se rogodește, Dumnezeu, Cornel, cu roabre Dumnezeu, Pușa, numele Tatălui și-al Fiului și-al Sfântului Duh. Acum și pururea și-n vecii vecilor, să ține moșul de mâna dreaptă, ține moșul de mâna dreaptă, mirele. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Se rogodește, roabă lui Dumnezeu, Pușa, cu robul lui Dumnezeu, Cornel, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se rogodește, roabă lui Dumnezeu, Pușa, cu robul lui Dumnezeu, Cornel, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se rogodește, roabă lui Dumnezeu, Pușa, cu robul lui Dumnezeu, Cornel, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm! Doamne Dumnezeu nostru, care împreună cu sluga Patriarhului Avram ai călătorit în Mesopotamia, trimițându-l să logodească femeia de la tine, că tu din început ai zidit parte bărbătească și femească, și de la tine se însoțește bărbatului femeie spre ajutor și spre dăinuirea neamului omenesc. Însuți, dar, Stăpâne Dumnezeu nostru, Cel ce ai trimis adevărul peste moștenirea ta și făgăduința ta peste robii tăi, părinții noștri, ce aleșii tăi din neam în neam, caută spre rugul tău, Cornel, spre roaba ta, Pușa, și întărește logodna lor în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste. Că tu, Doamne, ai arătat să se dea logodire și să se întărească toate. Prin el s-a dat lui Iosif stăpânirea în Egipt, prin el s-a preamărit Daniel în țara Babilonului. Prin el s-a arătat adevărul Tamare, prin el Părintele nostru cel Ceresc s-a îndurat spre Fiul cel Risipitor când a zis: dați-ne în dreapta noi și junghii în vițelul cel gras, mâncând să ne veselim. Această dreapta ta, Doamne, a cu binecuvântare cerească. Stați iarăși.
Și Îngerul Domnului să meargă înaintea lor toate zilele vieților, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate câte sunt și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm, pentru pace de sus și pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru robrii Dumnezeu Cornel și Pușa, care acum se însoțesc unul cu altul prin taina nunții, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie binecuvântată nunta aceasta, ca și aceea din Cana Galilei, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să li se dăruiască lor viață cumpătată și naștere de prunci bun spre folos, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se veselească la vederea fiilor și a fiicelor lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să li se dăruiască lor bucuria nașterii de prunci bun și purtare fără vrioană în viață, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să li se dăruiască lor și nouă toate cererile cele către mântuire, pentru ca să fie izbăviți și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește bre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Că vrea sfânta, curata, vrea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomenim. Vrea sfânta, născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne bre noi. Premăieșine și unii pe alții și toată viața noastră, Hristos Dumnezeu să o dăm. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel prea curat și ziditorul a toată făptura, care din iubirea Ta de oameni ai prefăcut cu asta strămoșul Adam în femeie și ai binecuvântat pe dânsii și ai zis: creșteți-vă, mulțiți și stăpâniți pământul. Și pe amândoi a arătat un grup prin însoțire, că și pentru aceasta vă lăsa unul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup, și pe care Dumnezeu a unit omul să nu-i despartă. Cel ce a binecuvântat pe robul tău Avram și ne-a deschis pântecele sale și le-a făcut tata multe neamuri. Cel ce a dorit pe Isaac Rebecca și a binecuvântat nașterea ei, care a însoțit pe Iacob cu Rahela și din trânsul a arătat 12 patriarhi. Cel ce a însoțit pe Iosif cu Asineta și le-a dorit lor prunci pe Efrem și pe Manase, care a primit pe Zaharia și pe Elisabeta și le-a dat lor prunc pe înainte mergătorul. Cel ce din rădăcina lui Iesei după trup ai crescut pe pururea Fecioară și din trânsa te-ai întrupat și te-ai născut spre mântuirea neamului omenesc, care pentru negreitul tău dar și pentru multa bunătate ai venit în Cana Galilei și nunta de care era acolo a binecuvântat-o, ca să răscând din voia ta se face însoțirea cea după lege și naștere de prunci din trânsa. Însă, Stăpâne, prea Sfinte, primește rugăciunea noastră a robilor tăi, și precum acolo și aici, fiind de față cu ajutorul tău cel nevăzut, binecuvintează nunta aceasta. Și dă-i robilor tăi acestora, Cornel și Pușa, viață pașnică, lungime de zile, înțelepciune, dragostea unuia către altul, într-o legătură păcii, dar de prunci. Seminție cu viață îndelungată, cu luna cea nevestejită a măririi. Vrâncește pe dâns și aș vedea pe fiii fiilor lor. Păzește viața lor fără vântuială și de lor din roa cerului de sus și beșugul pământului. Umple casele lor de vin, de unde lemn, de toată bunătatea, ca să dea celor lipsiți. Și dăruiește celor ce sunt împreună cu dâns și toate cererile cele pentru mântuire. Că Dumnezeu milostiv și înduraș de oameni, viitorul ție slavă înălțăm, împreună și fără de început altopărite, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Amin. Binecuvântate și Doamne Dumnezeul nostru, Sfințitorul nunții celei tainice și prea curate, și legiuitorul nunții celei trupești, păzitorul nestricăciunii și chivernițitorul cel bun al celor de trebuință vieții. Însuți, Stăpâne, Cel ce din început ai zis pe om și l-ai pus pe dânsul ca pe un stăpân al făpturii și ai zis: nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i facă lumea ajutor din trânsul. Și luând una din coastele lui, este femeie pe care, văzându-o Adam, a zis: iată acum os din oasele mele și trup din trupul meu, aceasta se va numi femeie, căci din bărbatul său s-a luat ea. Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup, pe care Dumnezeu a unit omul să nu-i despartă. Și acum, Stăpâne, Doamne Dumnezeu nostru, trimite harul Tău cel ceresc și peste robii Tăi aceștia, Cornel și Pușa, și de roabei Tale acestea să plece toate bărbatului său și rugului Tău acestea să fie cap femeii, ca să viețuiască după voia Ta. Binecuvintează pe dânsi și Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Avram și pe Sara, pe Isaac și pe Rebecca, pe Iacob și pe toți patriarhii, pe Iosif și pe Asineta, pe Moise și pe Sefora, pe Joachim și pe Ana, pe Zaharia și pe Elisabeta.
Păzește pe dânsii, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai păzit pe noi în corabie, pe Iona în pântecele Chitului, pe sfinții trei tineri, cum ai păzit de foc trimițându-le rouă din cer, să vină peste dânsii bucuria aceea pe care a avut-o fericită Elena când a aflat cinstita cruce. Adu-ți aminte de dânsii, Doamne Dumnezeu nostru, precum ți-ai adus aminte de Enoch, de Sem și de Ilie. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, precum ți-ai adus aminte de sfinții tăi 40 de mucenici trimițându-le lor cunun din cer. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, precum ți-ai adus aminte de toți sfinții tăi. Și adu-ți aminte și de părinților care i-au născut și au crescut pentru că rugăciunile părinților întăresc temelile caselor copiilor. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, și de robii tăi, Ion și Mariana, nașii lor, și de rog Dumnezeu Cristian, Constantin și Maria moșilor, și de nuntașii care s-au adunat la săvârșirea acestei sfinte taine. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeu nostru, de robul tău, Cornel, de roaba ta, Pușa, și binecuvintează pe dânsii, dele lor roadă pântecelui, prunci, furi și bună înțelegere, sfetească, stulpească. Nații pe dânsii ca cedrii Libanului, ca o vie odrăslită. Dele lor roadele pământului ca toată, în desularea vânt să sporească spre tot lucrul bun și bineplăcuție să vadă pe fiii fiilor lor ca niște mlădițe tinere de măslin în prejurul mesei lor și bineplăcând înaintea ta să strălucească ca luminătorii pe cer. În tine, Domnul nostru, căruia se cuvine slava, puterea, cinstea și întinăciunea, împreună și Părintelui tău cel fără de început și Duhului tău cel de viață păcător, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Amin. Pentru că de către tine se însoțește bărbatul cu femeia. Punește pe dânsi într-un gând încrunează într-un trup de râștilor roadă pântecului, dobândire de prunci bun, că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vă rugăm să stați în picioare acum. Se cunună robrii Dumnezeu, Cornel, cu robrii Dumnezeu, Pușa, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună robrii Dumnezeu, Cornel, cu robrii Dumnezeu, Pușa, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roabre Dumnezeu, Pușa, cu robre Dumnezeu, Cornel, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roabre Dumnezeu, Pușa, cu robre Dumnezeu, Cornel, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roabre Dumnezeu, Pușa, cu robre Dumnezeu, Cornel, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, încununa să-i pregân și... Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, încununa să-i pregân și... Doamne Dumnezeul nostru, să luăm aminte, pace tuturor! Înțelepciune! Bine ti s-o acătre, fesenea Sfântului Apostol, Pavel și Tine. Să-l luăm aminte! Și ca să o învățișeze, siești biserică slăvită, neavâmpată, sau tine generat ceva de acest fel, și ca să fie sântă și fără de pricană. Așa de lărbații sunt datori să-și iubească femeile, ca pe însăși trupurile lor. Cel ce-și iubește femeia pe sine se iubește, că-și din vreodată nu și-a urât trupul său, și fiecare hrănește și încălzește, precum și Hristos biserica. Pentru că suntem modularea ale trupului lui din carnea lui și din oasele lui,
De aceea lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi unul trup. Taina aceasta mare este, iar eu zic, în Hristos și în biserică. Astfel și voi fiecare să-și iubească femeia ca pe sine însuși, iar femeia să se teamă de bărbat. Așa ție, Titorule! Aliluia, aliluia! Tuturor din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Evanghelist Ioan, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte Iisus și ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul la grâi, mama lui Iisus către dânsul nu mai au vină. Iar Iisus i-a răspuns, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, ceasul meu n-a venit încă. Mama lui a zis celor ce slujau, să faceți și ea ce vă va spune. Erau acolo 6 vase de apă făcute din piatră, puse pentru curățirea iudeilor, și care luau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă, și ei l-au umplut până sus. Apoi le-a zis, acum scoateți și duceți nunului. Și ei au adus. Și când nunul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, însă slujitorii care scoseseră apa știau, a strigat nunul pe mire și a spus, orice om pune întâi vinul cel bun și când a avut bine pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa. Și-au crezut întrânsul ucenicii săi. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să zicem toți din tot sufletul, din tot cugetul nostru, să zicem... Doamne, pentru ca să li se ierete lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, ne rugăm pentru robii tăi, Ion și Maria Nana și Cristian Constantin și Maria Moșii, și pentru poporul care este înainte în Sfântă Biserica aceasta, pentru sănătatea și mântuirea Doamne, lor. Și ne vrănicește pre noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă să cutezăm a te chema pre tine, Dumnezeul cel ce este Tată și a zice, Tatăl nostru, zicem cu toți, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne lăsa pre noi în ispită și ne izbăvește. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Amin. Dumnezeule Cel ce toate le-ai făcut cu puterea Ta și zi lumea și ai înfrumusețat cu luna tuturor celor făcute de Tine, și acest pahar de obște pe care le-a dat celor care se însoțesc prin unirea nunții, binecuvintează-l cu binecuvântare duhovnicească. Că s-a binecuvântat numele Tău, s-a prea slăvit împărăția Ta. A Ta de trei ori de să mă știm. Numele Domnului voi chemam, cu avarul mântuirii voi luăm. Și numele Domnului voi chemam, cu avarul mântuirii voi luăm. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Tot la fel, la bășa. Isaie dăruiește fecioară, a avut în pântece, i-a născut pe iubire, pe Dumnezeu și omul răsărit.
Pe care reslăvindu-le pe Fecioara o fericit, Sfinților mucenici, care fiind ne-ați nevoit și v-ați recununat, rugați-vă, Sfinților, să se mântuiască sufletele noastre. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, laudă apostolilor și bucuria mucenicilor, laudă propovăduire este trăimea cea de Nașul să dea lumânarea la noi. Pune mâna pe cununie, nașule. Mărit să fii mire ca Avram, binecuvântat să fii ca Isaac. Să te mulțumesc ca Iacob, umblând în pace, lucrând dreptate poruncile lui Dumnezeu. Să rugăm. Sfânta Evanghelie. Sfânta Cruce. Cununia. Și în semnele spre mâna nașului, mâna nașei. Și dacă dorești și moșii noi. Sunt dar sițică, moșul vrea lucrul ăsta. Haide, sițică. Nu contează, că ținem noi. Da, și mata în așa. Mâna stângă, pune solile pe mata. Mâna stângă pe Evanghelie. Dreapta peste stânga. Apropiați capul. Și tu, mireasă mărită, să fii ca seara să te veselești, care vei ca să te mulțești ca la Hila, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rânduirile legii, ca așa binevoit Dumnezeu. Sfânta Sfântă Evanghelie, Sfânta Cruce. Cununia. Mâna nașului, mâna nașii. Hai, Miresica. Miresica și cu Mirele. Hai. Mâna dreaptă aici, mireasa. Și mă așa la. Să punem și Sfânta Cruce sub mâna voastră. Iată, fiilor duhovnicești, prin punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce. Ați să vă și jurământ înaintea Sfântului Altar că veți păzi la legătura dragostei și a unirii între voi fără la mormânt curată, neîntreruptă, dreaptă și cinstită. Și că nu vă veți abate datoriile voastre niciunul, nici altul, urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Domnului să ne rugăm! Bun spor în viață și în credință, să vă umple pe voi de toate bunătățile cele pământești și să vă învrednicească de desfătarea bunătăților celor făgăduite, pentru rugăciune prea sfinte, născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce gândirea sa în Cana Galilei arăta nuntă cinstit de Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciune prea curatei Maicii sale, ale Sfinților Măriților și tuturor daților apostoli, ale Sfinților de Dumnezeu încurunați și întumai cu apostolii părații Constantin și Elena, ale Maicii noastre Parascheva de la Iași, ocrotitoare acestei familii, ale Sfântului Mare Mucenic Procopie și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Să dați la moșul mântuiesc. Slăvitoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și cu totul nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, pe cea mai cinstită de Îngerul Finii și mai prea slăvită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu s-au pus cununiile.
s-a cântat la strană și este aici în rânduiala căsătoriei. Doamne Dumnezeu nostru, cu mărire și cu cinste, încununează-i pe dânsii. Ăsta, de fapt, spun Sfinții Părinți, că este momentul când Sfântul Duh se pogoară asupra celor care se unesc. Și dacă tot vorbeam de Sfinții Părinți, Sfântul Ioan Vrădeaur, care este și ocrotitorul sau patronul acestei biserici, spune că în această zi, dumneavoastră nu vă mai aparțineți ca trup, ci sunteți deja firea lui Dumnezeu. Adică un foc curățitor face ca această unire să aducă curățenie și binecuvântare. Iar de aici încolo trebuie să-i mulțumiți lui Dumnezeu fiecare parte pentru tu, pentru ce ați primit, pentru a fi până la urmă un întreg și de aici încolo să formați o familie. Ce înseamnă taina căsătoriei? Mulți s-au plecat asupra acestei uniri sau acestei binecuvântări de bărbat și femeie și Sfinți Părinți, dar și filozofi și psihologi. Și multă lume a ajuns la concluzia că, de fapt, de aici începe începutul, aici este începutul, de aici începe dragoste. Nici de cum înainte, că dumneavoastră acum ați venit prieteni și plecat soți și soție, ați venit neuniți de aici încolo, formați o singură celulă a societății. Nașii dumneavoastră i-ați ales cu experiență, văd, și cu siguranță că vă va împărtăși din cunoștințele lor despre ce înseamnă căsnicie. Eu mă bucur că aceste două surori pe care le știu de aproximativ 18 ani au reușit să aducă în familia dumneavoastră, să aducă doi bărbați frumoși. Și dumneavoastră ați devenit astăzi fiul ale acestei familii și dumneavoastră fiică a familiei soțului. De aici încolo nu este mamă, soacră sau tată, socrul. Este mamă și tată. Fiindcă, până la urmă, ați mai căpătat o pereche de părinți. Ce înseamnă taina căsătoriei? Înseamnă, până la urmă, jertfenicie. Când ne-am plimbat de trei ori pe aici, pe lângă Sfânta Masă, am spus la un moment dat despre sfinților mucenici care bine v-ați nevoit. Deci nu se poate să ajungi la un lucru bun fără jertfenicie. Toată viața este o jertfă. Dumneavoastră, părinții dumneavoastră care v-au dus la școli și au oftat pentru fiecare examen pe care l-ați dat. Și acum, pentru examenul acesta, s-au rugat ca dumneavoastră să nimeriți bine. Nu este părinte să nu facă rugăciunea aceasta. Ca să aibă parte și copilul meu sau fata mea să aibă parte de o căsnicie reușită. De un om bun lângă ea. De un om înțelegător. Și până la urmă, prin această jertfenicie dumneavoastră, dovediți că dragostea care v-ați spus-o și v-ați mărturisit-o cu adevărat este realitate. Și nici de cum vorbim vânt. Mă bucur că ați venit aici la biserică, mai ales că, uite, am aici din credincioasele care nu lipseau la biserică. Am văzut că timpul a trecut și își spune cuvântul. Îmbătrânim fraților. Deci, dumneavoastră, vă e specific ca și familie unită astăzi, vă e specific facerea de copii, facerea de prunci. De aia se unește bărbatul cu femeia. Ca împreună rodul dragostei lor să vină pe lume un prunc. V-am pus în genunchi astăzi, fiindcă la un moment dat am spus o rugăciune. Iată firul duhovnicești, prin punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce. Ați săvârșit jurământ înaintea Sfântului Altar. Adică v-am numit fii duhovnicești. Nu e o minciună, ar fi trebuit să deveniți fii duhovnicești până la căsătorie al, eu știu, la un preot călugăr. De aici încolo datoria dumneavoastră aceasta este. Ca mărturisindu-vă să știți unde stați pe cale duhovnicească și de aici încolo să vă întăriți, să creșteți duhovnicește, că numai într-o familie care are creștere sau educație religioasă, spirituală, duhovnicească, se nasc copii buni, copii care până la urmă aduc liniște și rază îmbătrâneților. Dumneavoastră, ca nași, fără vine menirea aceasta, ținul lumânările, sunteți părinți spirituali. Nașii nu sunt cei care stau în capul mesei și sunt cei mai băgați în seamă la un om. Nu. Nașii sunt cei care poartă de grijă și atunci când mai greșesc finii și ei sunt de vină. V-ați ales ca și praznic Sfânta Paraschevă. Ocrotitoarea Moldovei și nu numai. Este adusă în rugăciune de foarte mulți credincioși. E un stâlp al bisericii noastre. Vedeți pe fiecare an la 14 octombrie când zeci și sute de mii de pelerini se duc acolo și stau 5-6 zile în ploaie, în frig și rezistă bătrân fiindcă îi ocrotește Sfânta Paraschevă. Această ocrotire să fie și asupra familiei dumneavoastră. Să vă rugați la ea, să nu lipsească icoana Sfintei Paraschiva din casa dumneavoastră.
Anul acesta praznicul cel mare este cununia, începând însă de la anul, când faceți praznicul Sfintei Parascheva, să chemați pe nașii dumneavoastră, pe moșii dumneavoastră și pe părinți, rudele cele mai apropiate, și duhovnicești și trupești. Rugăciunile părinților întăresc temelile caselor copiilor. Să țineți de părinți, fiindcă porunca a cincea din Decalog, cu toată lumea poate o știe, dar o știe trunchiat. Spune acolo, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Dar mai urmează ceva, ca să-ți fie ție bine și să trăiești mult pe pământ. Asta e porunca întreagă. Deci să aveți acest gând, tot chiar dacă părinții de multe ori exagerează cu o vorbă, sau știu ce ar vrea de la dumneavoastră, mai multă prezență, sau să veniți mai des pe acasă. Dumneavoastră să fiți înțelepți tot timpul, să n-arătați că ar fi vreodată vreo tensiune între dumneavoastră. Să arătați numai lucrurile bune și când vă este călcat pragul de către părinți, de către bunici, să-i primiți cum se cuvine și să-i arătați că le purtați o grijă și o stimă deosebită. Moșilor vă am lăsat la urmă, nu că n-ați fi foarte importanți. Moșii spun la un moment dat la cei care îi moșesc pe cei mici, spun nepoate. Adică după ce că sunteți deveniți ca mătușe celor care se vor naște și prin faptul că sunteți soră cu mireasa, de aici încolo, deci o legătură trainică, duhovnicească. Să ești moșul responsabil cu bună dispoziție, așa să vii toată viața. Și la nunta de astăzi, să vii la nepoți să le veselești casa, să vii și la părinți și în orice parte te vei duce, să fii cum ai fost astăzi. Adică o față luminată și care aduce bucurie și bună dispoziție în jurul său. Ce să vă mai spun? Să dea Dumnezeu ca duminica pentru dumneavoastră să nu fie o zi obișnuită din cursul săptămânii. Duminica este Domine's Day, ziua Domnului. Și vă spun sincer, nu neapărat că ne întâlnim o dată la nu știu câți ani sau când vrea Dumnezeu. Cel care cinstește ziua de duminică, Dumnezeu nu-l va uita pe el. Niciodată. Mergem cu un pas către Dumnezeu, Dumnezeu vine cu 10 pași către noi. Să țineți minte lucrul acesta. Stați în Timișoara? Da. În Timișoara știu că mult tineret merge Sfânta Biserică. Să țineți cont că duminica, înainte de a vă le face pe celelalte, să prinde Sfânta Liturghie. Sunt niște ore care nu se pierd din timpul vieții noastre. Sunt niște ore care se adaugă la timpul vieții noastre. Să țineți minte că în urma Sfintei Liturghii și a rugăciunilor vin copii și sănătoși și frumoși și, într-adevăr, familia devine împlinită. Să vă dea Dumnezeu sănătate, Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe naș, și pe moș, pe toată familia și să vă rog eu așa pe credincioasele mele care să vă mai găsesc vreodată și aici la mine la slujbă. Aș vrea ca să terminăm părinte, sus. Părinte, avem și Burila Mică acum. Știu. Ne ducem acolo. Știu că aveți și Burila Mică. Că acolo, un acolo. Sus, noi avem deja, înainte de a pleca, chiar o să vă deschid biserica sus, avem schele, se pictează. Suntem în mijlocul șantierului, ce să vă zic. Poate va veni vremea, eu știu, la primul, al doilea copil sau al treilea, să facem botezul sus. Dumneavoastră vă doriți. Sănătate multă ca avea. Doamne. Te să aplaudați. Se vede mai natural. Dă-i mai tare. Dă-i la moșu, hai că... Să spui când? Ușor, că v-am fost cum să mi-e tare. Hai, măi, măi! Beep!
Bravo, domnul Marcu, dă și dă bariera la un mare. Să-i
bine-a, că și tu ai fost aia. Ai grijă să nu fii rămâi, că și tu ai fost aia. Bună seara la toată lumea!
bine ați venit în această zi de mare sărbătoare pentru tinerii însurățeni, tinerii căsătoriți, la care am permit în numele dumneavoastră, în numele nașilor și a moșilor să le transmitem tradiționalul casă de piatră la mulți ani, sănătate, să poată să facă copii mulți și frumoși, pentru că trebuie și ei să participe la perpetuarea lumii. Eu vă doresc distracție plăcută până dimineață, muzicanților le doresc să poată să cânte cât putem noi dansa și când noi ne oprim din joc, atunci vom pleca ei acasă. Distracție plăcută! Și în continuare, Miri, să vă opriți pentru de dans. Așa de mâncat. La dansul Miri. Pe tine îmi doresc viața mea și cerul.
Să-mi pară inima de astăzi.